Actualitatea Românească. Bună seara, dragi prieteni, bine v-am regăsit la Actualitatea Românească. Iată, ne revedem după o săptămână foarte agitată, o săptămână foarte grea, pentru că s-au strâns semnăturile pentru alegerile europarlamentare, o săptămână în care au avut loc și evenimente internaționale foarte grave, o săptămână care îmi dă multe subiecte și probabil astăzi vom avea o emisiune lungă, lungă și frumoasă, foarte interesantă, cu surprize deosebite. Și până ne strângem mai mulți în direct, în live, o să încep cu două evenimente mai de cancan, ca să zic așa. În primul rând, vreau să îi urez la mulți ani maestrului Gheorghe Zamfir, care, după părerea mea, este ultimul mare geniu în viața al României. Un mare artist, un mare geniu, un mare patriot român, un om care ar trebui să fie alături de persoanele care reprezintă România, ar trebui să fie mereu alături ca un simbol al dorinței de libertate și suveranitate a poporului român, ar trebui să fie alături de cei ce conduc România ca simbol al României profunde și eterne. Un mare om, un mare artist pe care îl admir foarte mult și căruia îi spun din tot sufletul, la mulți ani, maestre. Un alt subiect, mai ușurel așa, ar fi legat de noutăți legate de Kate Middleton. Știu că sunteți foarte curioși, interesați de ce se mai întâmplă în familia regală engleză și, din păcate, veștile pe care le am nu sunt cele mai bune. Acum vreo 3 săptămâni vă spuneam într-o emisiune că unul dintre avocații lui Kate Middleton a afirmat că ducesa de Cambridge, așa cum se numește Kate, acesta este titlul ei, nobiliar, ar fi murit. Atunci, la vremea aceea, aveam și eu îndoieli serioase cu privire la afirmația avocatului ei, dar iată, săptămâna aceasta au apărut mult mai multe informații, mult mai multe știri pe mai multe canale, care toate converg spre aceeași concluzie, și anume că prințesa Kate Middleton nu mai este în viață. S-a dovedit prin studii, prin cercetări de informatică, faptul că acea filmare, așa zisă, cu Kate Middleton, care spune că are cancer foarte grav și etc., de fapt era o creație a inteligenței artificiale și nu era Kate Middleton. Foarte mulți deja vorbesc despre faptul că a fost acea înregistrare doar o pregătire pentru a face o trecere lină spre declararea decesului prințesei, a ducesei de Cambridge, și probabil că după o absență lungă de încă 3, 4, 5, 6 luni, vom fi anunțați oficial că ducesa a murit din cauza cancerului. De fapt, este un mare mister care învăluie ceea ce s-a întâmplat cu ducesa. Sunt multe informații care circulă și care unele dintre ele afirmă că ducesa nu a murit de moarte bună și are legătură cu viața amoroasă a prințului William, soțul ei, are legătură cu o relație pe care ducesa a avut-o cu Thomas Kingston. Știți bine, acel domn apropiat familiei regale, acel domn foarte chipeș, care s-a sinucis dându-și cu o bâtă în cap până și-a sfărâmat capul. Și multe încep să se lege. Sigur că nu putem emite decât teoria ale conspirației în acest moment, nu putem decât să discutăm despre informațiile care transpiră, care vin pe diverse surse. Mie mi-e greu să iau de bună vreuna din aceste informații, dar vi le aduc la cunoștință. Cred că este bine să auzim tot ce se vorbește,
tot ce circulă în domeniul acesta al informațiilor despre familia regală, se pare că este un blestem care se repetă și exact destinul pe care l-a avut prințesa Diana îl urmează și prințesa Kate, exact aceeași situație, exact aceeași relație familiară tensionată în care soțul are o amantă, în care soția se răzbună și în cele din urmă serviciile secrete MI5 și MI6 se ocupă de rezolvarea problemei, astfel încât bărbații din familia regală să nu sufere prea mult. O să vă țin la curent cu tot ce voi mai afla. Un lucru este sigur. Deja se vorbește foarte, foarte mult și pe multe canale despre faptul că ducesa de Cambridge nu mai este în viață. Dragii mei, trecem acum, pentru că iată, suntem deja 800 și ceva de oameni în live. Trecem la subiectele serioase și foarte serioase și începem cu alegerile europarlamentare care vor avea loc pe 9 iunie și pentru care s-au strâns în această săptămână ultimele semnături care să dea dreptul de a participa pe lista de vot. E bine, se pare că a fost foarte greu de strâns aceste voturi pentru partidele care nu au mai participat la astfel de alegeri, pentru AUR și pentru SOS. S-au dus lupte grele. AUR, am înțeles că în ultima clipă a reușit să facă baremul de semnături. SOS, din informațiile pe care le avem, a reușit să facă aproximativ 290 și ceva de mii de semnături luate în considerare de BEC și deci SOS va fi pe liste, AUR va fi pe liste. Cred că și USR-ul, chiar dacă nu au strâns aceste semnături, din informațiile mele n-au strâns nici măcar 100 de mii de semnături, dar vor fi ajutați să fie și ei pe listă, pentru că nu e așa, nu se poate fără neomarxiști. Ce alegeri sunt alea fără neomarxiști? Ei trebuie să ajungă în Parlamentul European și în număr cât mai mare, pentru ca acest proiect al noi ordini mondiale la nivel de Uniunea Europeană să poată continua. Deci veți vedea că sistemul va avea grijă ca și USR-ul să intre în cărți. Deci vom avea niște alegeri la care vor participa, practic, Forța Dreptei, ăștia sunt aliați cu USR-ul, Forța Dreptei fiind USR plus PMP plus Ludovic Orban, da? Cei renegați din PNL. Practic vom avea USR, vom avea monstruoasa coaliție PSD-PNL pe liste, vom avea AUR și SOS și, desigur, UDMR-ul, veșnicul UDMR, care are aceleași semnături și aceeași bază de date pe care o au de 30 de ani. Ei nici n-au nevoie să strângă, am înțeles că nici n-au strâns semnături, că n-aveau nevoie, că au baza de date și doar au niște oameni care refac listele pe formularele noi, semnează ei cu diverse semnături și dacă cineva, prin absurd, cere să verifice, vă dați seama că orice maghiar de pe acele liste va spune, va confirma că într-adevăr el a semnat pentru UDMR, nu e nicio problemă. Deci avem și UDMR. UDMR, AUR, SOS, PNL, PSD, Alianța Monstruoasă și USR-ul, de fapt Forța Dreptei, USR plus PMP plus Ludovic Orban. Ei bine, dragii mei, este, după părerea mea, este o aberație chestia asta cu semnăturile și atât de multe semnături și, mă rog, nu vreau să intru în amănunte, cum s-au strâns și cum au beneficiat PSD, PNL, de UDMR, de bazele de date pe care le aveau de dinainte și faptul că ei nici n-au strâns semnături pentru că deja le au, este un sistem mafiot, ticălos, prin care se încearcă limitarea numărului de partide care să apară pe listă. Este o surpriză că SOS a reușit să strângă această... Mulți se așteptau că nu vor putea să strângă.
acest număr de semnături, 200.000, care nu-i puțin, dar iată a strâns aproape 300.000 și asta dovedește că a fost o mobilizare extraordinară. Dovedește că efortul pe care l-am făcut în ultimele săptămâni, ultimele două, trei săptămâni, eu cu Luis, cu Diana, de a convinge oamenii nu să semneze, ci să se transforme în strângător de semnături de la toate neamurile, cunoștințele și prietenii, a funcționat această tactică și s-a obținut un rezultat extraordinar. Acum, ce pot să vă spun este că s-a afișat și lista de europarlamentari, de persoane care vor fi pe aceste liste pentru alegerile europarlamentare. Și la SOS, dragii mei, avem pe primele două poziții, două nume tari, doi oameni cu notorietate, doi oameni cunoscuți ca patrioți, ca suveraniști, ca mari luptători pentru libertate și pentru România. Și aici mă refer la Diana Șoșoacă și la Luis Lazarus, care cu siguranță merită să fie pe această listă și cu siguranță cred eu că vor ajunge în Parlamentul European. Apoi, restul listei, dragii mei, ce să vă spun, m-am uitat și eu pe listă și nu cunosc pe nimeni, nici numărul 3, nici numărul 4, 5, 6, ba da, numărul 6 îl cunosc, numărul 6, uitați, mă uit acum, e o cuconiță, e singura pe care o cunosc din listă în afară de Luis Lazarus și Diana Șoșoacă. Din câte am întrebat eu și din câte am aflat și m-am informat, toți cei ce sunt pe listă sunt din conducerea SOS și sunt oameni care, a căror merit, unic merit de a fi pe aceste liste, este faptul că au strâns semnături multe, că au fost foarte harnici. Este și o cuconiță cu care eu am avut un clinch atunci când mă certasem cu Diana. Și această cuconiță mă înjura la greu în comenturi pe emisiunile mele ca să-i fie pe plac Dianei. Și, bă, fraților, ce să vă spun, sunt un pic dezamăgit. Adică, dacă astfel de personaje, dacă astfel de parașute poate să fie pe o listă la limita eligibilității ca să meargă să reprezinte România în Parlamentul European, O cuconiță, cum să vă spun, care nu știe să scrie corect românește, care vorbește românește mai prost decât vorbesc eu 5 limbi străine. O persoană cu, așa din câte am cunoscut eu, din ce am conversat eu cu ea, o persoană cu un coeficient de inteligență pe acolo, undeva între cimpanzeu și gorilă. Da bine, fata are niște calități deosebite. Nu degeaba este pe locul 6, adică faptul că m-a atacat pe mine dovedește un tupeu și o brăznicie ieșită din comun, ceea ce este o mare calitate pentru un politician, deci fata are potențial. Sigur că pentru mine nu este o calitate nesimțirea și o brăznicie, cu atât mai mult cu cât, bă, frate, ca să te iei tu o persoană cu un IQ jumate cât al meu și să mă jignești și să te dai la mine ca să fii pe plac șefe, știți cum fac lingăii, că ăștia suntem un popor de lingăi. Dar ăștia care au în sânge, știi, pupincurismul și care știu să răzbată, să dea din coate și să răzbată, să ajungă pe astfel de liste, ca să fie pe plac șefului, păi, ok, da, bă, te uiți un pic, stai, bă, pe cine jignesc eu, cu cine fac eu chestii din astea, tupeu din ăsta, ordinar, mizerabil, cu unul care, una la mână, care are o cu tot o altă vârstă decât mine, unul care are cu tot o altă școală decât mine, unul care are o inteligență dublă față de a mea, unul care are o cultură de 10 ori cât a mea, cum să mă aleg eu de un astfel de om? Deci e o chestie de bun simț, adică vă dau un exemplu care nu e așa mare discrepanță, dar cum ar fi ca eu, de exemplu, să mă apuc să-l jignesc pe Corvin Lupu sau pe Florian Colceac. Doamne ferește, dar nici nu îndrăznesc să mă gândesc la așa ceva. E o chestie de bun simț, de respect, de educație.
Cum să faci așa ceva? Bine, probabil că din cauza că eu am acest defect, de aia nici nu sunt bun pentru astfel de liste. Probabil că bunul simț și educația sunt niște mari defecte care nu permit să acces pe astfel de liste. Dar dacă, uite, vedeți, fătuca asta de pe poziția 6 a fost foarte dibace și a răzbit, a ajuns acolo unde a vrut, s-ar putea să o vedem în Parlamentul European. Sigur că va face de rușine România. Sigur că este o rușine. Sigur că n-ar avea în mod normal ce căuta pe astfel de listă. Adică eu înțeleg că poate a sponsorizat partidul. Eu înțeleg că poate a strâns semnături. Dar bă, frate, meritocrația nu înseamnă că poți să fii oricât de prost, dacă ai strâns semnături, te duci și reprezinți România în Parlamentul European, că tu te duci acolo să reprezinți România, nu SOS. Adică, părerea mea e că în partid, în SOS, s-a înțeles greșit meritocrația. Ei au înțeles că meritocrație înseamnă cine strânge cele mai multe semnături, trebuie să fie pe listă să meargă la Bruxelles să reprezinte România. Bă, fraților... Păi eu cred că un partid care se respectă trebuie să trimită la Bruxelles tot ce are mai bun. Este vitrina nu numai a partidului, ci și a României. Că tu trebuie să trimiți la Bruxelles oameni de mare valoare, oameni care s-au remarcat în viața publică ca mari luptători pentru libertate, pentru suveranism, pentru țara asta. Nu care au strâns cele mai multe semnături. Sigur că și ăștia trebuie recompensați. Sigur că trebuie să și trebuie să creezi o atmosferă de competiție în partid, care muncește mai mult, care strânge mai multe semnături, care lipește mai multe afișe. Să fie recompensat, să fie făcut consilier județean, consilier municipal, dacă mai e și mai răsărit la cap să fie primar într-o comună, să fie candidat poate chiar într-un orășel. Ok, hai să zicem că e unul care are și experiență, e și, nu e nici prost, nici... Bun, tată, uite cum e Marius Tudor. Bă, tată, ok, te-ai zbătut, reprezinți o etnie care, na, trebuie să fie și ei, și care trebuie să fim political correct. Ok, îl trimiți în Parlamentul României. Vedeți, a ieșit un mare scandal, că... De ce nu e Marius Tudor pe liste? Am văzut mare scandal pe Facebook. Păi fraților, eu cred că pe lista asta al SOS trebuia să fie Diana, trebuia să fie Luis, trebuia să fie Colceac, trebuia să fie Manega, trebuia să fie Lupu, trebuia să fie Amititeloae, trebuia să fie oameni care să însemne ceva, care să arate, bă, fii atent ce valori are SOS-ul. Trebuie să ieși în Europa și să arăți că SOS-ul este spumă, frate. Bă, când colo, am rămas foarte dezamăgit. Foarte dezamăgit. Se duce SOS la Bruxelles cu cei mai buni strângători de semnături și lipitori de afișe. Bă, fraților. Acum, sigur că nu e Marius Tudor și e mare scandal, dar eu vă spun o chestie. Asta ar mai fi lipsit și greșeala asta. Păi bă, fraților, ce să caute Marius Tudor la Bruxelles, de unde tocmai a fost dat afară, repudiat, pentru că din ce citesc eu pe internet, dacă căutați pe Google, să vedeți. Citesc că omul s-a ocupat cu șparleli, a furat telefoane, că hărțuia sexual, el era cu nevasta și copii acolo și hărțuia sexual. Citesc ce văd și eu, pentru că nu le inventez și eu, sunt informații publice. Înțeleg că a fost la limită să aibă dosar penal, nu știu dacă nu are dosar penal, să fie arestat. Păi cum să te duci cu el la Bruxelles, de unde tocmai a fost alungat, pentru că are pete mari și urâte? Am auzit că s-a și bătut cu unul pe acolo. Chestii din astea, dați seama. Adică, asta mai lipsea, după ce te duci numai cu lipitori de afișe și cu strângători de semnături, să
Mai îl pui și pe Marius Tudor, care e repudiat de Bruxelles și care râde lumea că e hărțuitor de femei și... Bă, fraților! Adică trebuie să ajungem și noi, românii, la un standard de educație, de cultură, de bun simț. Să terminăm cu populismele, bă, fraților! Sigur, mă bucur că n-am ajuns eu pe listă. Vă imaginați cum aș fi arătat eu pe listă între cel mai bun strângător de semnături și madama Ciurli Burli de la Italia, care știe să fie obraznică și să înjure și să se lege și... Adică, da, ce să vă spun? Da, mulți m-au întrebat cum de nu sunt pe listă. Păi vă spun sincer, știți foarte bine din emisiuni că Diana mi-a propus să fiu numărul 3 pe listă, public, după care eu i-am spus că dacă consideră că pot fi util și pot aduce voturi în plus prin prezența mea pe listă, nu mă opun, cu toate că nu este visul meu și nu e niciun business pentru mine, pentru că eu, neglijându-mi afacerile în România și mergând la Bruxelles, pe lângă oboseală, stres, pe lângă naveta asta de Brașov-Bruxelles, cumplită că trebuie să mă duc de la Brașov la București, de la București la Bruxelles, dus întors în fiecare săptămână, un efort uriaș și neglijarea afacerilor personale și cu banii pe care îi câștigam eu la Bruxelles, nu cred că mi-acopeream pierderile prin neglijarea business-ului meu din România. Deci, da, eu nu mi-am dorit în mod special chestia asta. Sigur că aveam o singură plăcere aș fi avut, aceea de a organiza mișcarea conservatoare din Parlamentul European și să încerc să-i unesc ca să putem să ne opunem noi ordini mondiale și să pot să-i spun câteva pe limba germană, în limba ei lui Ursula von der Leyen, să pot să lupt să deschid ochii, așa cum o fac în România de 12 ani, să deschid ochii și în Parlamentul European a celor mulți parlamentari din alte țări care sunt bătuți cu lăuca, care sunt vrăjiți de mrejele noi ordini mondiale. M-ar fi plăcut să mă lupt, să duc această luptă, plus că n-ar mai fi putut nimeni să spună, bă, tu nu mă dai din gură și când e să faci, nu faci nimic. Pe lângă asta am fost acuzat de mulți că dacă nu mă duc înseamnă că sunt laș și înseamnă că nu vreau să ajut România. E, uite că am spus că sunt dispus să fac acest efort, dar na, m-a anunțat ieri Diana că conducerea partidului a hotărât că eu nu am ce căuta pe listă. Așa că dacă conducerea înțeleg că această doamnă care mă urăște visceral și care m-a jignit ca să-i fie pe plac Dianei când eram certați, a fost cea care s-a opus cel mai mult. Are un mare bine. Acum, o și înțeleg, vă dați seama că dacă aș fi fost și eu pe listă, dacă ar fi fost pe listă și Corvin Lupu și Colceag, ea n-ar mai fi fost pe numărul, pe locul 6, acolo la limita eligibilității. Ar fi fost pe locul 9, 10, care ar fi însemnat nicio șansă. Normal că Fătuca s-a luptat din toate puterile ei să rărească pe cei ce ar putea fi în fața ei. Pentru ca ea să prindă un loc cât mai în față și să scape de sărăcie și să scape de slugărit în Italia. Dar, bă, fraților, asta este democrația de partid care dă într-un populism de 2 lei și care este foarte dăunător, nu numai pentru țară, dar și pentru SOS. Păi bă, fraților, cum te duci tu la alegerile europarlamentare cu o listă în care singurele personalități respectabile sunt Diana Șoșoacă și Luis Lazarus? Când, de exemplu, mă uitam pe lista lui Aur. Păi bă, fraților, pe lista lui Aur, fiți atenți cine sunt primii 10. Păi, sunt Terheș, ce nume, Piperea, T.
Târziu, Tănase, Lulea, Mugur Mihăiescu, Aurelian Popa, Bruinesela, Monica Iagăr și acum mai nou și Mihai Neamțu. Bă, sigur că o să zice, stai bă că ăla are defectul ăsta, ăla are defectul ăsta, ăla... Sigur că nimeni nu e Iisus Hristos. Sigur că nici Diana, nici Luis nu sunt perfecți. Nici ăștia nu sunt perfecți. Bă, dați niște personalități publice care fiecare aduce un 1-2% în plus prin prezența lui pe listă. Păi Aurul pune 10 personalități pe listă și era cât paci să mă pună și pe mine, noroc că eu... Bă, fraților, ăștia pun 10 mari personalități publice cunoscute pentru patriotism și pentru lupta lor și pentru afirmate. Iar SOS-ul se duce cu 2. Bă, fraților, mi-e-mi pare rău, adică ce să vă spun? Mă doare sufletul să văd așa o chestie. Dar dacă așa s-a gândit, așa este democrația la SOS, acum, ce să vă zic? Eu rămân alături de Diana și de Luis, bineînțeles, dar sunt clar, sunt alături de ea. A, stați așa, la Aur mai este și Gușa acum, care nu-i pe lista de europarlamentare, ci pe lista alaltă, de primar la capitală. Deci uitați-vă ce nume sunt la Aur, fraților. 10-11 nume mari, recunoscute ca luptători pentru suveranitate, ca persoane publice. Acum, sigur că eu rămân susținător al Dianei și al lui. Sunt eu prieten cu ei, n-am cum să nu îi susțin. Dar nu o să mă vedeți să mă implic astfel încât să intre în Parlamentul European niște oameni care nu pot să facă decât de rușine în România. Păi cum să mă implic eu să fac reclamă și campanie electorală lui SOS ca să o bag în Parlamentul European pe parașuta asta care mă înjura, mă jignea în ultimul hal și care nici nu știe limba română. Dar păi să vorbească Parlamentul European, ce să vorbească asta acolo? Se duce să ia bănuți, să recupereze ce a investit la SOS. Deci, vă dați seama, nici nu știu, sunt într-o situație ingrată. Cum pot eu să susțin SOS acum, când știu că dacă susțin SOS, o bag în Parlamentul European pe parașuta asta care mă urăște de moarte? Nu să ziceți în ce situație sunt eu. Eu în loc să mă duc acum cu tot sufletul și să susțin lista SOS, pe care să fie Diana, Luis, Amititeloae, Colceag, Corvin Lupu, Miron, Manega. Păi vă dați seama, mă duceam, ar fi fost o mândrie pentru mine și o onoare să susțin o astfel de listă. Cum să mă duc să susțin pe Ciurli Burli Tralala, care se vor duce acolo să ne facă de rușine țara? Acum, nu, ce să vă zic, că... Diana și lui se intră oricum, adică nu văd cum ar putea să nu facă 5%, doar dacă sunt furați la greu, doar dacă Diana face greșeli uriașe în continuare, în scandalul ăsta cu Silviu. Dar altfel nu are cum să nu facă. Sigur că poate prezența mea pe listă, nu neapărat pe un loc eligibil, că eu nici nu mi-aș fi dorit, vă spun sincer. Dar poate că dacă eram și eu pe locul 5, de exemplu, poate că ar mai fi fost un procent, două în plus, așa cum aduc în plus Aurelian, Piperea, Mihăilescu, Gușă, pentru Aur. Poate aș fi adus și eu un procent, două în plus și ar fi fost mai sigur cele 5%, astfel încât Diana și lui să n-aibă emoții ca să intre în Parlament. Dar mi se pare sinucigașă decizia. Adică mai ales în condițiile în care eu mă ofeream, benevol, fără să n-am niciun câștig pentru mine. Nici măcar n-am cerut un loc eligibil sau ceva. Vă dați seama. Deci puteam să fiu doar pe listă ca să trag înainte partidul. Încă un procent, două. Ca să nu fie 4,8, ci 5,8. Da, bine, pentru mine sunt niște mistere și e greu pentru mine de înțeles ce e în mintea unora. Sigur că n-am nicio îndoială că acolo sunt la SOS, sunt mari strategi, sunt mari
politicieni, sunt oameni foarte capabili care o sfătuiesc pe Diana. Numai mie tare, mie ca nu cumva. Mari ăștia strategi și sfătuitori a Dianei nu cumva să fie infiltrați de către niște servicii secrete cu sarcina de a dezbina și de a distruge partidul din interior. Știu că obișnuiesc serviciile secrete să facă așa ceva. Știu că e un obicei. În toate partidele sunt infiltrați. Dar acum parcă, eu nu sunt adeptul teoriei conspirației, dar parcă îmi dă cu virgulă și felul în care au existat niște troli care au băgat râcă între mine și Diana atunci când noi avusesem doar o discuție în contradictoriu și trolii au făcut în așa fel încât această contră să exagerbeze și să se transforme într-o ceartă foarte serioasă. Și parcă acum și lista asta pentru europarlamentare parcă a fost făcută special ca să îngroape SOS. Deci, fraților, îmi dă tare mult de gândit. O să încep să cercetez cine sunt sfătuitorii ăștia din jurul Dianei, cine sunt mari ăștia patrioți din conducerea SOS, care o sfătuiesc atât de greșit pe Diana și care, practic, îi taie craca de sub picioare. Pentru că este evident că toate deciziile astea, începând cu cearta dintre mine și Diana, care a fost provocată și alimentată de către niște mari iubitori ai Dianei, este evident pentru mine și felul în care, nu pot să-i spun strategie, dar felul în care a fost gândită această listă sinucigașă SOS, bă, chiar n-are nicio logică. De ce să nu-l pui? Ok, nu vrei să pui primii 5-6 niște mari nume ale culturii românești. Pe Manega, Colceag, Lupu, Amititeloae, Primo. Nu vrei să-i pui, de ce care însemna ca parașutica din Italia să ajungă pe locul 12. Bine, ok. Parașutica se impune. Dar bă, frate, pune măcar unul, doi care să fie pe loc neeligibil. Pune-i pe locul 3, 4, 5, pune-i pe ăștia care au strâns multe semnături. Bine, dar bă, pune unul care să mai tragă partidul. Nu pe primul, pune-l pe Colceag, pune pe Amititeloae, care să securizeze acel 5% ca să poată să intre Diana și lui sigur. Nu, tată. Marea vedetă care trage partidul înainte e una Câmpianu, care articulează greu o propoziție de 5 cuvinte în limba română și e și aia ca un copil de grădiniță. Dar îmi scapă total. Ce mă mir eu că știu că Diana e o femeie foarte inteligentă, cum a căzut într-o astfel de cursă. Dar bine, probabil că oboseala foarte mare, stresul, s-a lăsat păcălită. Cu siguranță. A luat o țeapă foarte mare. Asta este. Un lucru este sigur. Dragii mei, eu susțin SOS și o spun deschis. Eu cred că trebuie să intre în Parlamentul European cât mai mulți suveraniști, cât mai mulți conservatori. Și de la AUR și de la SOS. Mi-aș dori să intre și de la SOS. Dar îmi dau seama că ce e după Diana și lui e cam egal cu zero pentru interesul României. Dar nu-i problemă. Dar bă, fraților, normal, susțin mai departe SOS pentru Diana și Luis. Sigur că nu pot să mă implic direct, că nu pot să ajut să ajungă în Parlamentul European această individă care mă urăște. Asta e. Dar vreau să vă spun legat de Marius Tudor, că am văzut discuțiile de pe Facebook foarte multe. Gândiți-vă, oameni buni, că asta ar mai fi lipsit SOS-ului. Un om care să fie repudiat de Bruxelles, un om care să aibă pete multe la Bruxelles, un om care să fi făcut niște lucruri nu tocmai ok la Bruxelles și să mai vină și chestia asta cu SOS. Nu ajunge că mulți zic că Diana e mahalagioaică, nu ajunge scandalul cu Silviu, asta mai lipsea și scandalul cu
un astfel de om care are pete mari și urâte în relația cu Bruxelles, pe care tu să-l bagi cu forța la Bruxelles. Deci eu cred că măcar asta a fost o decizie corectă, de bun simț. Acum, dragii mei, e foarte important. Știți, mulți zic, bă, stai, bă, ce contează cine ne reprezintă la Bruxelles, că oricum toți se duc acolo ca să ia niște salarii foarte mari și să se căpătuiască. Băi, oameni buni, nu e așa. Uite, vă dau doar un exemplu. Avem nevoie la Bruxelles de oameni care să lupte pentru subvențiile pentru agricultura românească. Mulți dintre voi, marea majoritate, nu știți. Uniunea Europeană oferă subvenții pentru toți agricultorii din Uniunea Europeană. Dar, în vreme ce pentru un român, un agricultor român, subvenția de la Uniunea Europeană este de aproape 100 de euro pe hectar, pentru un francez, pentru un italian, pentru un spaniol, pentru un neamț, subvenția e de între 600 și 800 de euro pe hectar. De 6 până la 8 ori mai mare. În condițiile în care, atenție, costurile sunt aceleași și prețul de vânzare a produsului final e același. Este o hoție și o nemernicie fără de margini. Păi vă dați seama, avea nevoie de un om acolo, la Bruxelles, care să poată să se ducă, să vorbească în limba franceză cu parlamentarii francezi. Bă, ajutați-ne că uite ce nedreptate mare e. Voi aveți la fermierii voștri 800 de euro pe hectar, sau aproape 800, și noi avem 100. Ajutați-ne că nu e corect. Hai, ăia când aud, bă, vii, dacă știi cum să-l iei, dacă ai diplomație, știi cum să vorbești cu el, te-ai dus cu el la o bere, îi faci cinste, îl lauzi că ce frumos e, că ce costum minunat are. Așa se face. Bă, poți să convingi. Astăzi convingi pe aia Franța, mâine vorbești în germană cu aia din Germania, poi mâine vorbești în spaniolă cu aia din Spania. Bă, frate, îi convingi să te susțină, să te ajute și poți să aduci în discuția Parlamentului European modificarea, aducerea și a subvenției pentru agricultura românească. Păi poate nu la 800 ca în Franța, dar măcar la 500-600, cum are Italia. Cum o să facă treaba asta omul care nu știe decât să strângă semnături și să lipească afișe? De-aia vă spun că meritocrația s-a înțeles greșit la SOS. Meritocrația nu înseamnă că ăla care a lipit cele mai multe afișe și a strâns cele mai multe semnături trebuie să meargă să reprezinte România la Parlamentul European. Sigur că și el a meritat o recompensă. Fă-l bă, tată, consilier județean. Fă-l bă, tată, primar în sat la el. Fă-l, dă-i o sinecură și lui. Trimite-l în Parlamentul României. Hai, dacă mai e și mai de răsări la cap. Dar bă, frate, ne batem joc de România. Ne batem joc de România. Vedeți, asta înseamnă un partid tânăr, un partid imatur, un partid fără experiență. Asta înseamnă un lider, Diana, foarte obosit și stresat, care a fost efectiv păcălit, sunt convins, de către niște troli, de niște infiltrați ai serviciilor secrete. De ce? Pentru a o îngropa, pentru a o discredita, pentru a o face de rușine, pentru că tot ce vă spun eu acum se va transforma în arme cu care ceilalți din AUR, din PSD, PNL-USR vor ataca SOS-ul. Că vor veni și vor zice, ia uitați aici, frate, ce listă trimite SOS-ul să reprezinte România la Parlamentul European. E tragic. Și cel mai tragic este că se întâmplă la partidul cu care țin eu și se întâmplă oamenilor la care țin eu și pe care am vrut să-i promovez și să-i duc cât mai sus ca procente. Unul la mână că nu mi se oferă această posibilitate de a participa, total dezinteresat, vă spun sincer, aș fi fost foarte bucuros să fiu eu pe locul 6. Să n-am nicio șansă să intru în Parlamentul European, dar să trag partidul înainte. Da, vedeți.
N-are nicio logică. Da. Da, asta e. Acum, într-un fel e mai bine. Știți că am vorbit astăzi cu multă lume, m-au sunat foarte mulți oameni și toți au zis, domnul primul, zi mersi. Aproape toți au avut același leitmotiv. Zi mersi că n-ai fost băgat în troacă, zi mersi că nu ai fost băgat în chestia asta, că nu o să se termine bine. Ce să vă zic? Nu îmi doresc decât un lucru, vă spun sincer. Să intre Diana și Luis în Parlamentul European și atât. Să facă 5,5%, să se ducă ei, că ei cu siguranță vor reprezenta România cu demnitate și onoare, dar pentru ceilalți, cred că se bate în cap în cap cu dorința mea ca SOS-ul să facă cât mai multe procente, dar nu poți, adică este inadmisibil așa ceva, să trimiți oameni total nepregătiți și total necorespunzător pentru a reprezenta România. Sigur că mă mir de aur, unde este evident că în spatele aurului există strategii adevărați. Este evident că în spatele aurului sunt oameni care gândesc tot un partid nou, nu? Dar nu atât de imatur. Un partid care are strategii adevărați în spate. Este un partid în care s-au luat decizii extraordinare. S-au dus acești 10-11 oameni care sunt personalități publice. Normal că va crește ratingul partidului AUR. Pentru că fiecare din ăștia, până și prostalul ăsta de Mihai Neamț, aduce 1-2% în plus. Chiar dacă e un băsist. Chiar dacă este un vulpoi care a fost prin toate partidele, s-a ciuit peste tot pentru o sinecură, peste tot a cerșit sinecuri. Chiar dacă râde toată România de cum s-a umilit. Acum 2 ani de zile spunea despre Simion că e un prost și că e un derbedeu și acum îl pupă în fund. Păi da, normal, pupi în fund dacă vrei să ajungi acolo la Ciolăna și să iei 10.000 de euro pe lună. Nu? Normal că dacă trebuie să pupi în fund acolo unde ai scuipat, merge, nu-i problemă. Tata, vedeți înțelepciunea aurului, care îl acceptă. Vedeți înțelepciunea lui Simion, care trece peste jignirile pe care i le-a adus Neamțul, dar știe că Neamțul vine cu un procent, cel puțin în plus, la numărarea voturilor. Și face această concesie și acest compromis. Bă, iau lepra asta, îl iau pe jigodea asta care m-a jignit, că e spre binele partidului, că facem un procent în plus. Bă, vă dați seama, deci asta este o dovadă de maturitate politică. Acum nu știu dacă este el cel care a hotărât, sau e Lulea, sau e Coldea, dar bă, fraților, e clar că sunt niște decizii care dovedesc maturitate și înțelepciune. Ceea ce, din păcate, nu am regăsit la SOS. Trist, dar asta este adevărul. Acum, mulți spun că sondajele astea care apar acum, în ultimul timp, nu ar fi deloc reale, că sunt niște scorneli care să justifice ulterior furtul de la numărarea votului. Și sunt de acord cu chestia asta. Am văzut sondaje în care e dat SOS-ul la 3,6-3,8%, chestii de genul ăsta. Sunt convins că SOS are undeva între 6-8%. Cred că avea înainte de scandalul cu Silviu Șoșoacă în jurul 8%. Acum probabil că s-a dus spre 6%. Faptul că sondajele de opinie dau SOS-ul la 3, mă sperie foarte tare. De ce? Pentru că ei cu aceste sondaje pe care le scot acum măsluite, ce vor să facă de fapt? Să acopere furăciunea pe care o vor face la vot. Adică când la vot vor număra în loc de 7%, 4%, o să zică, păi uite, domnule, cam cât era și în sondaje. Unde-i furtul? Nu au zis și sondajele că sunt pe acolo, pe la 4%? P-
Păi uite, după numărarea voturilor s-a suprapus. Cât era sondajul cu cât am numărat, asta e. Deci pe mine asta mă sperie, că sondajele astea dau SOS la 4%. Pentru că este un semn că vor fura SOS-ul. Și vor fura și aurul. Le vor fura pe amândouă, cu aproximativ 3%. Dar de aia revin. Ce bine ar fi fost să existe încă unul măcar, dacă nu 2-3 pe lista SOS, două, trei nume puternice, personalități care să poată să mai tragă partidul în sus cu 1-2% și să-l securizeze la peste 5%. Acum, ce să zic? Nu s-a gândit Diana la asta? Au lucrat-o serviciile prin trolii pe care i-a infiltrat pe lângă ea? Nu știu care e explicația, dar este o greșeală majoră, care mi-e frică că va costa foarte mult partidul. Un lucru e clar, că și aur și SOS vor fi furate de cel puțin 3%, vă garantez lucrul ăsta, pentru că ăsta e ordinul de la Bruxelles, pentru că Ursula n-are niciun interes ca în Parlamentul European să existe o majoritate conservatoare, suveranistă. Ursula are tot interesul ca aceste partide suveraniste, gen AUR și SOS, să fie furate nu numai în România, în toată Uniunea Europeană. Sunt convins că e ordin pe unitate de noua ordine mondială ca în toate țările Uniunii Europene, partidele suveraniste să fie furate cu cel puțin 3%. De ce vă zic asta? Păi asta aș face eu dacă aș fi în locul Ursulei. Asta aș face eu dacă aș fi în locul satanelor rothschildiene. Aș da ordin pe toate serviciile secrete, pe toate STS-urile din toată Europa, bă, furați, minim 3%, furați-i pe toți, să nu ne pomenim cu surpriza că o să avem un Parlament European cu majoritate peste 50%, suveraniști, conservatori, anti-noua ordine mondială, anti-LGBT, anti-islamizare, anti-digitalizare. Bă, cum dracu să se ajungă la așa ceva? Înțelegeți? Deci asta este, miza este foarte mare și normal să fure. Și eu aș fura dacă aș fi în locul Ursulei. Vă spun drept. Eu dacă aș fi consultantul rothschildienilor, eu i-aș sfătui. Furați, tată, la greu, nu putem risca să ajungă ăștia majoritari în Parlamentul European. Normal. Iar sondajele de opinie cu ceea ce văd eu acum îmi confirmă, sunt 99%, că pregătesc aceste sondaje de opinie ciudate, pregătesc viitoarea furăciune de la vot. Din păcate. E bine, dragii mei, trecem la alt subiect, trecem peste subiectul alegerilor, cu mențiunea că eu voi continua să o susțin pe Diana și pe Luis, așa cum v-am spus, doar pe Diana și pe Luis, și voi încerca prin emisiunile mele să-mi aduc aportul la securizarea acestui procent de 5% care dă dreptul celor doi să se ducă și să ne reprezinte în Parlamentul European. Acum, altă știre din politica internă ne-o dă Vulpone. Vulpone ne zice că prețurile la energie și gaze, ăstea uriașe care sunt astăzi, vor fi plafonate până în primăvara anului 2025. Adică el, bă frate, mă uitam, nu venea să cred. El o spunea ca și cum ar da o veste bună românilor. Că până în 2025 vom plăti aceste prețuri uriașe, care, atenție, astăzi pe piața internațională sunt aproape la jumate față de prețul impus plafonat. Băi, eu nu înțeleg. Deci, prețul ar trebui la kilowatt să fie 55 de bani conform pieței și noi trebuie să plătim 1,30 lei sau 1,20 lei. Păi el îmi zice ca și cum e o mare favoare pe care mi-o face el. Vulpone mie lui Primo Laurențiu.
faptul că îmi ia 1,20 lei sau 1,30 lei în loc de 55 de bani. Bă, noaptea minții. Și e mândru de chestia asta. La gaz. Prețul la gaz s-a prăbușit efectiv. De ce? Din cauza că prețul foarte mare a obligat oamenii să facă economie, a obligat oamenii să stea în frig, a fost și o iarnă mult, mult mai caldă decât normal și atunci a scăzut foarte mult cererea, depozitele pline și ca să-și vândă și să-și amortizeze investițiile, furnizorii de gaz au trebuit să coboare prețul. Au coborât prețul la jumate față de prețul cu care este plafonat astăzi pentru români. Deci, practic, la unii s-a plafonat superior prețul. Noi trebuie să plătim dublu pentru curent și gaz decât ar face pe piața liberă, așa cum au zis ei, că liberalizează piața. Păi au liberalizat piața când era foarte scump și ne-au pus să plătim foarte scump, au venit după aia și au plafonat și când prețul a coborât foarte jos, noi plătim tot foarte mult. Este de noaptea minții, dragii mei. Este motivul pentru care eu cred că acești incompetenți trebuie să zboare de la conducerea României. Este pentru mine clar că această monstruoasă coaliție PSD-PNL, Vulpone și Ciucă slujesc interesele marilor corporații care jefuiesc poporul român. Și în septembrie vom avea alegeri parlamentare pentru România, care sunt la fel de importante ca alegerile europarlamentare de acum, și în care noi românii, dragii mei, va trebui să facem pe dracu' în patru ca această monstruoasă coaliție să nu mai poată conduce România. Dar pentru a putea scăpa de această monstruoasă și ticăloasă coaliție PSD-PNL, ar trebui ca AUR și SOS împreună să ajungă la peste 50%, după care ar trebui ca eu, singurul idiot care crede în unitatea națională a suveraniștilor, singurul care realizează că doar prin unitatea acestor două partide poate fi salvată România, să încep să mă lupt cu ei, să-i conving, să lase orgolile, să lase ambițiile personale, să lase ura și răutatea și să se unească pentru că interesul național e mai presus de ambițiile și orgolile lor. Dar asta vine abia după ce ei împreună poate să facă peste 50%. Păi, bă, fraților, astăzi AUR este pe la 20%, aproximativ vorbim, și SOS, hai să zicem că este pe la 10%, că nu vreau să-i supăr pe prietenii mei care sunt foarte mulți în emisiune și care țin cu SOS. Să zicem că e pe la 10%. Bă, fraților, împreună e 30%. E mult de muncă. Aceste două partide ar trebui să urce fiecare cu încă cel puțin 10% ca să poată să se atingă acel ideal de salvare națională și de a scăpa de acești lachei, aceste slugi ale sataniștilor care conduc azi țara spre prăpastie. Păi cum să ajungi să câștigi alegerile parlamentare? Cum să ajungi tu ca partid SOS, cum să ajungi la 20% când tu ai două mari nume recunoscute ca suveraniști în partid, iar AUR are 12. Cum poți tu? Pentru că vă dați seama, ăia 12, Gușă, Piperia, Terheș, iau fiecare simpatizanții lor, au fanaticii lor, care iubesc, care se duc cu ei până în pânzele albe și îi votează. Păi normal că dacă iau 12 lideri, că să știe foarte bine, politica în România este o politică de partid de lider. Toate partidele sunt cu atât mai de succes cu cât au lideri mai carismatici și mai plăcuți, nu? Cu cât ați văzut, deci cazul cel mai bun e Petre Roman, care era o nulitate, dar pentru că era foarte drăguțel,
Vedeți, acum am și eu plovări ca el, ca să fiu și eu drăguț ca el. Bă, frate, ca să poți să convingi poporul să te voteze, trebuie să ai persoane carismatice, lideri, autentici, care să atragă voturi. Păi Aur intră în bătălia asta cu 12 și Iesu intră cu 2. Iar ceilalți care ar putea veni în vitrina SOS și să facă impresie bună, să aducă voturi, și pe care i-a avut în grădină SOS-ul, și pe Corvin Lupu, și pe Colceag, și pe Miron Manega, și pe mine, și pe Amiti Teloaie, și pe încă mulți. Bă, frate, toți dați la o parte. De ce? Pentru că n-au strâns semnături și n-au lipit afișe. Păi, frate, tare aș vrea să știu cine este strategul, că până acum credeam că e Silviu marele strateg din spatele Aur, din spatele SOS, care distruge partidul. Păi acum nu mai e Silviu. Acum trebuie să fie alt mare strateg în spate. Dar cine e ăla, bă, fraților? Și mai sunt doar 5 luni până la alegeri. Nu mai e timp, nu mai sunt 4 ani să zici că lasă, bă, că își dă seama Diana că e păcălită și că infiltrații o duc spre prăpastie. Nu mai e timp. Doamne ferește să încerc să-i spun Dianei aceste chestii. Mi-e frică că și după emisiunea asta o să mă renege și o să ne certăm iară. N-ai voie să-i spui Dianei niște lucruri adevărate, sincere, ca să-i faci bine, pentru că se supără sfătuitorii ei, strategici. Nu știu cine sunt, că nu îmi spune nimic numele lor. Mă uit pe listă și în afară de parașutica asta de la Italia. Bă, fraților, sunt un pic disperat, vă spun sincer, pentru că nu vor ajunge. SOS-ul nu are cum să crească peste 10% în condițiile astea în care nu atrage decât oameni mai, ce să vă spun eu, mai radicali. Este o nișă de populație mai radicală, care vor răzbunare, care vor dreptate, care vor duși la canal ăștia ca mine, care nu sunt ascultători, care, bă, ok, asta este o nișă care e clar, e evident, o știm de la PRM. Este o nișă care poate să meargă până la maxim 15%. Păi da, frate, dar cu 15% n-ajungi la guvernare. SOS-ul, 15% să zicem. Aurul, bă, frate, sunt o grămadă de patrioți în țara asta care nu se regăsesc nici în Aur. De ce? Pentru că este evident că Simion nu este un bun organizator. Este evident faptul că Simion, și vedem însăși din faptul că l-a luat pe Mihai Neamțu, că este o slugă a lui Băsescu și a lui Coldea. Păi nu se poate, bă, frate, cum să-l aduci pe Neamțu în partid? Pentru 1%, dă-l dracu de 1% pe care îl aduce el. E vorba de principii aici. Cum să aduci omul ăsta care e un sinecurist și care este un fost lacheu al lui Băsescu și actual lacheu al lui Băsescu? Că lacheii lui Băsescu... Păi bă, Simeone, adu-l și pe Udrea, adu-l și pe Cristian Diaconescu, adu-l și pe Tomac, adu-i pe toți, mă, că și așa ai vrut să le dai 15, să le dai 15 parlamentari Aur acum 2-3 ani. Adu-i, bă, frate, pe toți, dar cine dracu te mai votează atunci? Că te duci la procentul PMP-ului dacă faci chestia asta. Dar tot nu s-a putut abține. Măcar pe Neamțu să-l aduc. Adu și pe Macovei atunci, că Neamțu fără Macovei e ca friptura fără sare și piper, nu? Bă, Simeone, ia-i și pe Macovei și ia-o și pe Udrea, că Udrea mâine poi mâine iese, pentru că a scris vreo 40 de cărți în pușcărie și iese de la pușcărie. Bagă și pe Udrica, care și ea nevoie de imunitate. Cum să vă ajungi cu ăștia, bă, frate, cu SOS și Aur la 50% în condițiile astea? Cum dracu, de exemplu, eu, intelectual român, patriot, vreau să votez un partid, cum să votez SOS, care trimite în Parlamentul European lipitori de afișe și culegători de semnături,
să ne facă de rușine țara, cum să votez eu AUR cu lacheii lui Băsescu și al lui Colde? Cum? Și atunci ce fac? Nu mă duc la vot. Ajung la vorba lui Radu Muraru. Asta este o mare dilemă, bă, fraților. Ce facem? Este incredibil în ce situație ingrată se află poporul român astăzi, în care nu are o soluție. Și de ce se întâmplă acest lucru? Eu vă spun sincer, părerea mea, pentru că serviciile secrete și-au băgat coada în cele două partide și controlează tot ce se întâmplă. Altă explicație logică nu am. E bine, dragii mei, cu energia și cu gazul ne-am lămurit. De fapt, Vulpone protejează câștigurile uriașe ale samsarilor, ale băieților deștepți din energie. De ce trebuie România să producă prin companii de stat energie electrică foarte ieftină, să o vândă foarte ieftin unor corporații și unor samsari, care să-și facă adaosuri comerciale de 1000%, să vândă cu de 10 ori la distribuitori, care și aia să-și pună adaosuri uriașe, care sunt, le-am făcut cadou, tot sistemul de distribuție și de curent și de gaz, unor străini, unor state străine, și ajungem noi românii să plătim sume uriașe pentru curent și energie electrică, să distrugem industria românească și economia, capitalul românesc, ca să îmbogățim pe acești excroci care nici măcar nu fac nimic. Doar înregistrează contabil o kilovatul că l-a luat cu 10 bani și îl dă cu un leu. În rest nu fac nimic. Dar sunt niște căpușe care efectiv jefuiesc poporul român. Cu acordul, sigur că da, cu acordul, cu încuvințarea, cu binecuvântarea lui Vulpone, al lui Câțu, al lui Orban, al lui ăsta, al lui Ciucă. Și noi ne vedem legați de mâini și de picioare că nu putem scăpa de acești ticăloși. Păi bă, fraților, nu trebuie să vină la putere niște patrioți care să zică, stop, tată, se naționalizează distribuția de curent, se naționalizează distribuția de gaz, iar companiile producătoare de curent și de gaz vând direct, fără intermediar, fără căpușe, direct distribuitorului de stat. Tot lanțul, de la producție până la vânzare la clientul final, doar de stat. La gaz, la curent și la carburanți. Păi așa e normal. Asta înseamnă o țară suverană. Cum să te lași la mâna unor corporații străine și a unor băieți deștepți, a unor căpușe, care să controleze prețul la aceste trei elemente vitale pentru suveranitatea unei țări? Cum e posibil, bă, fraților? Cum poți tu, Vulpone, să stai în fruntea guvernului să accepți așa o situație? Când asta ar trebui să fie prima decizie pe care o ia un prim-ministru. Să naționalizează distribuția, producția de trei chestii elementare. Gaz, curent, combustibil. După care te duci și faci și alte minuni. Începi să faci din nou industrie grea, naționalizezi din nou, alungi OMV-ul și te întorci cu exploatarea petrolului și a gazului de către Romgaz și de către Petrom. Bun, faci toate astea încet, încet. Dar primul lucru ăsta trebuie făcut. Luați jugul ăsta cumplit de pe spatele poporului român. Păi este inadmisibil, bă, fraților, în ce fel stăm jefuiți. Și nebunești să vezi că n-ai soluție. Pentru că Vulpone și Cuciucă sunt vânduți acestor satane, iar în locul lor n-avem ce pune. De ce? Pentru că serviciile secrete românești lucrează pentru satane. Și distrug orice încercare de a crea niște partide naționaliste reale și puternice.
Serviciile secrete fac tot posibilul să țină aceste partide la sub 50%. Fac tot posibilul ca aceste partide să nu poată să crească pentru ca intelectualii români să nu-i voteze din cauza deciziilor aberante pe care le iau liderilor și, bineînțeles, fac tot posibilul ca aceste două partide să nici nu se poată coaliza vreodată pentru a ajunge, pentru a accede la putere. Și eu, un prost alău, un ciurli burli, trebuie să mă agit să le rup cătușele, să le rup lanțurile cu care sunt legate aceste două partide naționaliste de către infiltrații serviciilor secrete și după aia să mă mai lupt și cu liderii lor ca să lase orgoliile deoparte și să pună interesele României mai presus de ambițiile și orgoliile și ura lor personală. Și eu sunt singurul care vrea să facă chestia asta, bă, fraților. Eu, n-ai ca nimeni. Și este o luptă titanică. Eu sunt David împotriva lui Goliat. Efectiv. Și pentru că vreau să duc această luptă, se găsesc o sumedenie care să mă înjure. Sunt convins, o să citesc mesajele, sunt convins, eu le văd, se derulează. O grămadă care mă înjură. Sunt convins deja că trolii securității infiltrați în partidele astea două mă vor ataca la greu. Pentru că nu le convine să vadă că sunt de conspirații. Că le-a fost descoperit planul. Îmi imaginez ce suferință este pe cei cărora le-am deconspirat planul. Îmi imaginez ce frică le este că Diana află, se uită la emisiunea asta și se trezește din punct și își dă seama ce prostii face. Normal, o să mă atace, o să mă jignească, o să... Da. Probabil că o să încerce să facă tot posibilul să mă certe iar cu, să mă certe iar cu Diana. Să bage strâmbe, cum au băgat și data trecută. Normal. Este o luptă inegală. Eu singur, fără servicii, fără bani, fără nimic, contra SRI, CIA, Mossad și toți aia care mai sunt și care vor să țină țara asta în sclavie. Na, luptă-te cu ei, Laurică, dacă poți. Na, biruiește-i. Măcar de aș avea lângă mine mii, zeci de mii de oameni. Da, de unde? Am la chei din ăștia care mă înjură la comandă, care își văd interesele afectate. Și care se văd în pericol. Ce să fac dacă pierd controlul asupra Dianuței? S-ar putea să-l asculte pe primul. Și dacă l-ascultă pe primul, s-ar putea ca SOS să se ducă spre 20-25%. Păi ăsta e pericol mare. Cum să se ducă Dianuța la 20-25%? Mai duce dracu și SOS-ul la 25-30%? Și mai știi că nebunul și nenorocitul ăsta de primul nu reușește și să-i coalizeze? Și să ajungă la putere? Aoleo, primul ăsta trebuie desființat. Abia aștept să citesc comentariile. Sigur că am învățat un lucru. Să nu mai răspund la ură cu ură. Să nu mai reacționez la agresivitate și la violență cu violență. Vă iert pe toți cei ce m-au înjurat. Vă iert pe toți cei ce sunteți niște nenorociți în slujba dușmanilor României. Vă iert pe toți cei ce mă atacați, vă iert pe toți cei ce îmi vreți răul și n-am să vă răspund nici cum la ură cu ură. Pentru că nu vreau să vă mai dau satisfacție. Și nu o să mă mai cer nici cu Diana. Vă garantez și de asta. Poate să-mi zică Diana ce vrea. Și că sunt vândut, și că sunt trădător, și că sunt ce vrea. Nu o să mai ripostez, o să zic, da, ai dreptate și nu o să vă mai dau satisfacție. Dragii mei, o altă veste proastă, din păcate, săptămâna asta s-a adoptat legea pentru declararea stării de criză, care poate fi dictată în România de către NATO și UE. Și Ursula. Băi, frate, eu nu știu dacă realizați ce înseamnă chestia asta. Deci, practic, cu această lege prin care Vulpone poate să declare stare de criză la ordinul NATO sau al UE, practic, dacă ei vor simți
că există riscul ca antisataniștii, ca AUR și SOS, să devină o forță și să obțină voturi multe, potențial peste 50%, vă-l pune la inițiativa lui sau la inițiativa NATO sau a Ursulei, poate să declare stare de criză și nu mai au loc alegeri. Și rămân în funcții, rămân la putere, pe termen nelimitat, actualii. Adică monstruoasa coaliție PSD-PNL, servitorii la cheii Ursulei von der Leyen, a sorosiștilor și a rotșilienilor. Bă, vă dați seama unde s-a ajuns cu acest simulacru, cu această pseudo-democrație? Dacă la alegeri simt ei că nu o să iasă cum trebuie treaba și riscă să piardă alegerile, pur și simplu declară stare de criză și nu se mai țin alegeri decât când românul îi vine mintea la cap și nu mai vrea să voteze suveraniști. Păi noaptea minții, bă, fraților, până unde au putut să ajungă? Și ci că e democrație. Primo putinistul și caghebistul, bolșevicul și dictatorul chinez. Da, bă, fraților, eu am stofă de dictator, iar ei sunt democrați. Asta este incredibil ce se întâmplă, bă, fraților. Și, na, ce pot să... E lege. Ce putem să facem? Păi spune-și ce să faci. Dacă e lege, lege trebuie respectată. Așa că, dragii mei, vin vremuri foarte grele și e foarte posibil ca și dacă eu reușesc, prin lupta mea de Don Quixote, de David, dacă reușesc, prin absurd, să eliberez SOS-ul, să eliberez AUR-ul și să convinc pe Simion să se dea un pas în spate și să lase pe Piperea în fruntea AUR-ului ca să poată AUR-ul să crească spre 30%. Să zicem că îi conving. Și ajung să facă împreună 50-55% potențial. Bă, fraților, în secunda 2, Vulpone anunță la UE, pe Ursula, ce situație de criză este și ce pericol uriaș este să piardă alegerile și se declară situația de criză și s-a rezolvat problema. Până vine mintea la cap poporului român, rămâne monstruoasa coaliție. Pe ce? Păi situația declară stare de criză. Lege! Ce poți să faci dacă e lege? Așa că nu va fi ușor. Eu continui lupta, că n-am încotro. Am pornit la lupta asta, o duc mai departe. Chiar dacă voi fi singur, chiar dacă o să mă înjure unii și alții, merg mai departe. Asta mi-e destinul. N-am ce să fac. De 13 ani mă lupt singur și cred că pot să mă mai lupt încă 23. Măcar încă 23. Pe la 80 vreau să mă retrag. Pe la 80 m-am hotărât să mă însor, să fac copii, să mă duc să bat lumea în lung și în lat, în croaziere în jurul lumii și să termin cu lupta asta. Dar până la 80 vreau să mai bag ceva. Da. Muncă, război, luptă. Dar vă promit, la 80 mă retrag, mă însor și fac copii. Bun, dragii mei, veștile sunt proaste și de la vecinii noștri din Turcia, unde Partidul Republican, anti-Rothschildian, Partidul Republican al Poporului, Partidul lui Soros și al Rothschildienilor, a câștigat alegerile locale de duminica trecută, o victorie mare și puternică. În multe provincii, care au fost înainte controlate de anti-Rothschildieni, de conservatorii lui Erdogan, au câștigat Ankara, au câștigat Istanbulul. Practic, Turcia intră sub conducerea, la nivel administrativ, sub conducerea soroșiștilor și a Rothschildienilor. Asta este foarte grav. De ce? Pentru că una dintre cele mai importante condiții
ca rotșildienii să fie îngenunchiați la nivel mondial, era ca și Turcia să intre în această alianță BRICS. Ei bine, prin ceea ce se întâmplă la nivelul poporului turc, pericolul foarte mare este ca Partidul Conservator, Partidul Justiției și Dezvoltării, acesta lui Tayyip Recep Erdogan, să piardă alegerile următoare și Turcia să nu mai poată facă, să nu mai poată face pasul spre BRICS, ci să rămână în zona asta no man's land, nici în UE, nici în BRICS, să fie în NATO, dar să nu fie, și probabil că Turcia va fi la fel de distrusă și acaparată și își va pierde suveranitatea ca România și ca toate celelalte țări din Uniunea Europeană. Pentru noi este foarte grav că pierdem un sprijin care ar fi putut deveni foarte important ca să ne putem rupe de UE și de NATO și să sărim în barca cealaltă a viitorilor învingători, învingătorii viitorului. Dacă pierdem acest sprijin, Turcia, suntem condamnați să ne scufundăm cu Titanicul, Uniunea Sovietică Europeană, împreună cu Imperiul Satanist Americanoid și cu NATO al lor de rahat. Din păcate, este o veste proastă. Sigur că da, v-ați obișnuit. Eu nu dau decât vești proaste. Mulți spuneau, bă, da, ești pesimist. Mereu ești pesimist. Bă, da, bă, fraților, dar uitați-vă. Că de la un an la altul situația e mai gravă și mai rea. Cum aș putea fi optimist? Că dacă am vedea că de la un an, că în 2000 a fost rău și acum e bine, ați fi putut zice, bă, primul, dar care a fost fundamentul pesimismului tău? Că vezi că treburile s-au evoluat în bine. Dar uitați-vă că de la un an la altul este tot mai rău și tot mai grav ceea ce ni se întâmplă. Și atunci cum vreți să fiu optimist? Cum pot să fie analizele mele optimiste, dar situația să se ducă la vale? Păi înseamnă că analizele mele sunt incorrecte dacă ar fi optimiste și situația reală economică, socială, politică, se năruie. Pe lângă problemele astea foarte mari, dragii mei, fiți atenți. Un eveniment foarte grav și care ne va afecta foarte mult în viitor s-a întâmplat în această săptămână. Un atac al armatei israeliene care a distrus luni consulatul Iranului din Siria, ucigând doi generali iranieni de vârf care conduceau armata și cinci ofițeri înalți. Păi, bă, fraților, cum e posibil? Israelul bombardează Siria aproape zilnic, de ani de zile. Și nimeni nu se mai atacă. Nimeni nu spune, stai, bă, cum e posibil așa ceva? Cum e posibil ca Israelul să bombardeze consulatul unei alte țări dintr-o țară vecină și să omoare șapte generali și nu, șapte ofițeri înalți. Cum e posibil, bă, frate? Și nimeni nu spune, bă, stați, bă, frate, nu se poate, trebuie toți să ne urcăm pe ăștia, să-i oprim. Trebuie oprit această bestie de Benjamin Netanyahu. Ăsta este mai rău decât ăsta este un pericol pentru omenire. De ce face acest nenorocit toate aceste lucruri? De ce face ce face în Gaza? De ce face genocid în Gaza? De ce bombardează Siria? Țară care n-a bombardat niciodată Israelul. De ce bombardează Libanul? De ce bombardează Beirutul și omoară oameni? Pentru că acest nenorocit de Benjamin Netanyahu are ca scop declanșarea celui de-al treilea război mondial. Pentru că el așa vrea. Pentru că el așa are ordin de la stăpânii lui să declanșeze războiul mondial, pentru că nu mai există ieșire. Altă ieșire din criza uriașă nu există pentru ei, pentru stăpânii lumii. Și atunci, normal că apare acest Benjamin Netanyahu, care comite aceste agresiuni total ilogice, nefondate. Poporul israelian este siderat.
Aproape zilnic sunt demonstrații uriașe de zeci și sute de mii de oameni împotriva acestei bestii de Netanyahu. Nu poate fi dat jos. În ciuda faptului că majoritatea populației israeliene realizează că tot ceea ce face acest Netanyahu este să stârnească țările arabe ca să radă de pe fața pământului Israelul. Păi da, dar el asta vrea. Vrea să-i sperie pe israelieni cu războiul și să se urce israelienii, toți evreii, în avioane și să plece. În America, în România, la Paris, ca apoi să fie translatați, mutați în sudul Ucrainei, unde li s-a pregătit nou loc. Că așa este planul satanist. Și sunt deja o sumedenie de israelieni care au simțit și au dat seama spre ce se tinde și care părăsesc în masă Israelul. Este un exod. Pentru că în Israel nu se mai poate trăi din cauza acestui Netanyahu. Pentru că israelienii și-au dat seama ce planuri are acest Netanyahu de distrugere a Israelului, de distrugere a poporului evreu. Acest Netanyahu este cel mai mare dușman al poporului evreu. Niciodată în istorie poporul evreu n-a fost atât de urât de toată planeta cum este acum pentru genocidul din Gaza, pentru această acțiune criminală din Damasc, fără nicio logică. Poporul își dă seama că nenorocitul ăsta provoacă o catastrofă umanitară a poporului evreu. Și vor să-l dea jos, dar n-au cum. Pentru că este foarte susținut de către Joe Biden, de către celălalt evreu, Anthony Blinken, și de către marile familii evreiești, mari stăpâni ai finanței mondiale, care toți împreună participă la acest plan. Benjamin Netanyahu nu este decât un instrument prin care să-și atingă scopul, acela de distrugerea Israelului și a poporului evreu, de strămutare a poporului evreu, cât mai rămâne, în final, în Ucraina, în sudul Ucrainei. Păi, bă, fraților, cum e posibil? Acum două zile, Anthony Blinken, ministrul de externe, secretarul de stat al Statelor Unite, a anunțat oficial că Ucraina va deveni membru al NATO. Asta e ca o declarație de război împotriva Rusiei. Probabil că Statele Unite, prin acest imbecil de Blinken, va face invitația la summitul NATO din iulie. Summitul NATO din iulie, cu siguranță, dacă Blinken a declarat oficial că Ucraina va deveni membru NATO, probabil că Ucraina va primi invitația de a intra în NATO în iulie, la summit. Păi bă, fraților, cum să faci o astfel de declarație? O astfel de declarație înseamnă o provocare la război mondial. La ce folosește chestia asta? La ce îi folosește lui Blinken să declanșeze un război mondial? La ce îi folosește lui Blinken că intră Ucraina în NATO? NATO este o alianță defensivă. Toată ziua asta auzim. Și de la papagalul ăla de Stoltenberg, și de la Austin, de la ministrul apărării din Statele Unite, și de la Blinken, și de la Biden. NATO, alianță defensivă. Păi bă, nemernicilor, dacă este alianță defensivă, ce nevoie ai tu să te duci la granițele Rusiei cu NATO? Ce nevoie ai tu să faci baze în Finlanda, la granița cu Rusia, baze în România, baze în Polonia, baze în Ucraina, la granița cu Rusia? Păi dacă ești defensiv, ce rost are? Care este rațiunea? Că asta este o acțiune ofensivă când înaintezi spre Rusia cu baze militare. Păi dacă rușii și-ar deschide baze militare în Cuba, bază militară în Mexic, bază militară în Canada, bază militară în Panama, ce-ar zice America noi? Da, bă, ce faceți? Vreți să ne atacați? De ce veniți cu bazele militare la granița noastră? Este evident faptul pentru oricine că se forțează prin toate mijloacele de către acești nenorociți, aceste satane, se forțează izbucnirea unui război mondial.
Și acest lucru se întâmplă pentru că populația mondială trebuie rărită prin război. Pentru că face parte din planul noi ordini mondiale și acest plan se înverșunează rotșildienii să-l ducă la capăt. Iar să nu credeți că rușii, chinezii și arabii nu știu acest lucru. Să nu credeți că și-a dat seama primo, că știe primo și nu știu strategii chinezi, ruși și arabi. Știu toți, de aia și refuză să răspundă la provocări. De aia nu s-au băgat să-i salveze pe palestinieni. De aia nu răspund la toate provocările, cum a fost asasinatul de la Moscova, terorist, despre care se știe foarte clar că a fost capul acelui asasinat terorist, a fost Victoria Nuland împreună cu Kirby și cu șeful CIA-ului. Se știe foarte sigur. Sunt dovezi deja. Și totuși nu reacționează și nu răspund rușii. Au omorât-o pe Dugina, pe fata lui Dugin. Asasinat, din nou implicația ei. N-au răspuns. În Iran ați văzut și au pus la cheii din ISIS să se arunce în aer, să moară sute de oameni la omagierea lui Soleimani, acum 2-3 luni. Iară, e evident cine a organizat pe ISIS ca să facă atentatul la terorist de la Teheran. Iară, n-au răspuns. N-au răspuns la niciun fel de provocare. Tocmai de aia, pentru că știu că asta și vor. Acum sunt curios dacă vor răspunde iranienii la această crimă, la acest atac terorist asupra consulatului de la Damasc. Acum, iranienii spun că s-a depășit linia roșie. Declarațiile conducătorilor iranieni sunt că enough is enough și că vor răspunde. Dar nu poate să o facă încă pentru că ei sunt în Ramadan și pentru ei e sfânt. Numai pentru teroriștii ăia musulmani care au atacat la Moscova. Pentru ea n-a fost sfânt Ramadan. De ce n-a fost sfânt? Pentru că doamna Nuland și cu domnul Kirby și cu domnul Biden și cu domnul Blinken nu țin Ramadanul. Pentru ei nu-i sărbătoare. Dar iranienii au zis vom răspunde pentru că a fost, deja e prea mult. Numai să se termine Ramadanul. Ramadanul se termină săptămâna asta. Asta înseamnă că dacă iranienii vor bombarda Israelul, atât așteaptă, abia așteaptă și Netanyahu, și Blinken, și Biden, și rothschildienii. Și este război mondial, dragii mei. Este război mondial. Statele Unite, Israel contra Iran, Turcia, Rusia, China și probabil Iordania și Egipt. E război mondial. Într-un fel e bine că se mută un pic centrul de greutate al crizei externe din zona Ucraina și de la granița noastră, se mută un pic mai departe. Ideal ar fi fost să se mute și mai departe, în Taiwan. Dar aici va fi centru și aici va fi apogeul răririi populației și a crimelor și a masacrelor și a genocidului. În zona asta a Orientului Mijlociu, Liban, Israel, Palestina, Iordania, Irak, Iran, Turcia, Egipt. Aici vor fi cele mai multe victime și cel mai mare prăpăd, dacă începe acest război mondial. Deci, ne așteptăm ca săptămâna viitoare, dragii mei, să avem evenimente foarte grave. În orice clipă, dragii mei, este posibil ca Iranul să riposteze și în clipa în care Iranul a ripostat, pleacă rachetele israeliene spre Teheran, pleacă portavioanele americane, pleacă F-35-urile americane și automat trebuie să intervină în sprijinul și în apărarea Iranului, Rusia și China. Și de acolo numai Dumnezeu știe ce se va mai întâmpla. Deci, va fi o săptămână foarte tensionată și periculoasă și mă îndoiesc că rușii și chinezii vor reuși să-i convingă pe iranieni să se abțină și să
treacă peste evenimentul ăsta, să nu răspundă la provocare. Dragii mei, pentru că tot vorbim despre faptul că Statele Unite este o statică Rothschildienilor, despre faptul că Statele Unite nu este în niciun caz nici măcar o pseudodemocrație, este o plutocrație. Adică este o țară care este condusă de către niște mega bogătani, care are în subordine tot spectrul politic și care controlează orice decizie la nivel de administrare a țării prin politicieni corupți, iar acești politicieni corupți sunt la mâna câtorva mega bogătani. Ei bine, dragii mei, sigur că dacă îl întreb pe Radu Tudor sau pe Gâdea, o să zică că e teoria conspirației lui Primo, conspiraționistul. Dar fiți atenți, dragii mei, o știre foarte interesantă, oficială. Serge Varley, un director mare, foarte apropiat de Larry Fink, CEO-ul general al BlackRock, a fost înregistrat fără știrea sa de un jurnalist sub acoperire care lucrează pentru O'Keefe Media Group în timpul mai multor întâlniri. În registrările publicate de acest jurnalist pentru O'Keefe sunt explozive. Și vă dau citate din înregistrarea care a apărut publică pe mijloacele mass media, pe mijloacele de astea sociale, pe Twitter și pe Facebook. Și fiți atenți, citez ce zice directorul de la BlackRock. Citat. Noi conducem America, nu Biden. Ne dorim ca războiul din Ucraina să nu se termine niciodată. Ucraina, Statele Unite, nu este condusă de președinte, ci de cei care controlează portofelul președintelui. Și cine sunt aceștia? Îl întreabă jurnalistul. Răspunde directorul. Fondurile speculative, BlackRock și băncile, spune Varley. Ei sunt cei care conduc lumea. Mai mult, el recunoaște că toate aceste instituții financiare cumpără politicienii. Finanțarea campaniilor electorale. Da, poți să-ți cumperi candidații pe care îi vrei. Noi îi cumpărăm. Mai mult, el dezvăluie că politicienii nici măcar nu sunt scumpi, politicienii americani. Citez din directorul de la BlackRock. Tipii ăștia, politicienii americani, sunt al naibii de ieftini. Ai 10.000 de dolari? Poți cumpăra un senator. Nu contează cine câștigă alegerile. Îi am pe toți în buzunar. Jurnalistul face pe prostul și întreabă. Citez. Toată lumea face asta? Cumpără politicieni? O face și BlackRock? Răspunde directorul. Toată lumea o face. Ei bine, jurnalistul zice, sunteți un fel de înger păzitor la BlackRock, nu? Da, așa este. Eu decid destinele oamenilor. În fiecare zi decid literalmente viața oamenilor. Și nu sunt un finanțist. Știu doar ce se întâmplă pentru că recrutez oameni care se ocupă cu astfel de lucruri. Când este întrebat cine conduce BlackRock și cum conduce BlackRock lumea, Varley răspunde, citez, tu cumperi, vă diversificați, imaginează-ți că investești în 10 sectoare diferite, de la alimente, băuturi, tehnologie. Dacă unul dintre ele dă faliment, nu e mare lucru. Te poți baza pe celelalte 9 pentru a te susține. Jurnalistul întreabă, de fapt aveți câte puțin din toate, nu? De aici vine controlul. Varley răspunde, da, avem un pic din toate, iar acel puțin ne aduce atât de mulți bani în fiecare an, încât putem să ne luăm cu acei bani să începem să cumpărăm oameni. E bine, dragii mei, BlackRock este cunoscută drept compania care este proprietatea lumii, deoarece are participații în aproape toate companiile importante din lume și le controlează prin consiliile de administrație.
La fel de adevărat este că BlackRock este un fond de investiții deschis în anii 90, un fond de investiții la care au pus mână de la mână bani familiile Rothschild, Rockefeller, Warburg, Carnegie și așa mai departe, cele 13 mari familii despre care se spune că conduc lumea. E bine, ei dețin portofolii prin care controlează toate marile companii, precum Amazon, Apple, Microsoft, Google, Tesla, Coca-Cola, Pepsi, Johnson & Johnson, Exxon, Chevron, Visa, JP Morgan și așa mai departe. Toate sunt controlate de ei. Practic, este BlackRock considerată ca fiind cea mai mare putere din Statele Unite și când jurnalistul sub acoperire îl întreabă pe acest director de la BlackRock ce părere are despre războiul din Ucraina, acesta răspunde: războiul din Ucraina este bun pentru afaceri. Sunteți conștient de asta, nu-i așa? Mai departe, zice el, ca țară condusă de BlackRock, ne dorim ca acest conflict să nu se încheie. Cu cât va continua mai mult, cu atât Rusia va fi mai slabă și mai ușor de cotropit. Permiteți-mi să vă dau un exemplu. Rusia bombardează silozurile de cereale ale Ucrainei. E foarte bine. Prețul grâului va exploda. Economia Ucrainei este foarte strâns legată de piața grâului, de piața globală a grâului. Acest lucru este fantastic în ceea ce privește comerțul. Volatilitatea îți permite să faci profit. Războiul este al naibii de bun pentru afacerile noastre. E bine, dragii mei, ca să vedeți cine conduce lumea, puteți verifica acest director din BlackRock. Nu este fictiv. Există pe social media, există acest interviu care a fost dat în vileag, este și pe TikTok, de-aia vor să și interzică TikTok-ul, se pare că asta le-a pus capac la toate, se pare că această destăinuire care le arată adevărata față a celor ce conduc lumea i-a deranjat fantastic, pentru că nu a fost blocată divulgarea acestei înregistrări ascunse. E bine, dragii mei, să vedem ce alte subiecte mai avem astăzi, cât este ceasul. Iată, de o oră jumate deja suntem în direct, să vedem dacă mai avem ceva important. Așa, am vorbit despre asta, situația de criză. Nu vreau să intru în amănunte prea multe, că vă speriu cu legea asta a situației de criză. Am un text întreg aici și ce prevede legea și cum prevede, dar nu vreau să intru în amănunte, pentru că sunt chestiuni tehnice și cei mai mulți dintre noi nu suntem interesați. V-am făcut doar un scurt rezumat cu ce poate să însemne pentru noi, oamenii de rând, această lege a situației de criză. E foarte gravă și ne pune în pericol. Da. Dragii mei, cred că ar fi bine să ne oprim aici, astăzi, pentru că, vă spun sincer, a fost o emisiune foarte grea pentru mine. A trebuit să mă concentrez foarte tare, mă simt și obosit. Efortul este foarte mare, chiar dacă nu pare. Să poți să legi logic toate evenimentele, să poți să nu-ți uiți ideile, să poți să treci prin și... Da. Sunt chestii foarte complicate și obositoare din punct de vedere intelectual. Așa că ne pregătim de încheiere. Eu vă mulțumesc tuturor celor ce urmăriți această emisiune. Văd că avem 2400 de oameni în live și asta înseamnă o cifră foarte bună, foarte puternică. Dacă veți distribui toți această emisiune, sunt șanse mari ca joi să ne revedem într-o emisiune interactivă în care voi, cei ce comentați, să puneți întrebări în live și eu să vă răspund, probabil pe parcursul a 2-3 ore,
și să putem astfel să trecem la o etapă superioară a emisiunilor Actualitatea Românească, a întâlnirilor noastre. Îmi doresc foarte mult să creștem, să fim tot mai mulți, astfel încât să putem să declanșăm acea schimbare de care are nevoie țara, de care au nevoie copiii noștri, ca să putem construi o societate nu ideală, dar mult mai omenească, umanistă. O societate în care să fie protejat omul bun și să fie descurajat omul rău. Să facem o lume mai bună pentru copiii noștri, dacă n-am reușit să facem pentru noi. Măcar pentru copiii noștri să putem face o lume mai bună, în care principiile fundamentale să fie iubirea, compasiunea, să fie voința de a face bine și nu ura, dezbinarea, răutatea, drogurile, crimele, furtul și ticăloșia. Vă mulțumesc tare mult tuturor celor care ați vizionat emisiunea. Vă promit că voi citi toate mesajele pe care le-am primit. Voi și răspunde mesajelor care conțin întrebări. Nu voi răspunde celor ce mă jignesc, nici măcar nu-i voi băga în seamă. Și dacă nu vom reuși să avem în total 10.000 de like-uri și distribuiri până joi, ne vedem cu siguranță deja, ca urmare a numărului mare de oameni care au fost în live, ne vedem cu siguranță duminica viitoare la ora 21, sper, cu vești bune și fără să fi început războiul între Iran și Israel. Până duminica viitoare, ca de obicei, la sfârșit de emisiune, vă spun cu Dumnezeu înainte. Noapte bună! Sanjoy.ro